Alintat de razele calde ale soarelui și apărat de povârnișuri deloc prietenoase, stă Alah Bair, sau dealul lui Alah, cel mai înalt vârf din Constanța. Aici poveștile se spun mereu la firul ierbii, iar amintirile se pierd de îndată ce călătorul ajunge pe culmea cea mai înaltă, la 205 metri deasupra lumii. Denumirea dealului provine din limba turcă veche și se traduce prin Muntele lui Alah. Accesul în rezervație se face pe șoseaua națională Constanța-Hârșova până în comuna Crucea, iar de aici pe șoseaua județeană spre satul Băltăgești, care trece prin partea de nord a dealului din rezervație. Povestea și traseul nostru încep de aici, de la baza povârnișului, dincolo de Livada Dumnezească și foarte aproape de mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Aici își au locul Biserica Sfânta Cruce și un izvor tămăduitor. Încă din 2005, biserica oferă liniște sufletească celor care îi trec pragul. Puțin mai sus, urcând pe o cărare neumblată, turistul găsește izvorul tămăduitor. Legendele locului amintesc de un orb care, aflat în trecere prin zonă și însetat fiind, ar fi băut apă din izvor. Apoi, la numai câteva zile, și-ar fi recăpătat vederea. De atunci, izvorul este considerat de localnici drept unul binecuvântat. Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu urcușurile, drumul până la izvorul tămăduirii nu este deloc unul ușor. Odată ce ajungi la el însă, parcă să zici că a meritat atâta efort. Nu-mi dau seama dacă izvorul are sau nu proprietăți tămăduitoare, dar un lucru este sigur. Dacă n-ar fi el, vegetația din rezervația naturală de la Alah Bair ar avea cu siguranță de suferit. De jur împrejurul izvorului se întind 10 hectare de rezervație plantată. Este zona grohotișurilor și a tufărișurilor, unde aproape 300 de specii de plante de sorginte pontică, mediteraneană și balcanică deschid festinul culorilor. Coamele versantului sunt ocupate de pajiști cu vegetație de stepă. Rezervația de la Alah Bair este una cu adevărat specială și asta pentru că aici se găsesc unele dintre cele mai rare specii de plante. Mai mult decât atât, calcarele de la Alah Bair sunt cele mai vechi din Dobrogea, așa că merită să ajungeți aici măcar o dată în viață. Printre firele de iarbă înalte și arse de soare, prin fisurile calcarelor, se zărește clopoțelul dobrogean. O floare delicată care, deși specifică zonei, pare că vine dintr-un alt peisaj, unul de poveste. Când condițiile îi sunt prielnice, clopoțelul poate forma tufe de aproape un metru în diametru. Scumpia și lichenii sunt nelipsiți printre firele de iarbă mângâiate de adierea vântului. Crescuți viguros dintr-o sămânță purtată de vânt la piciorul firului de iarbă, arborii acoperă doar o mică parte din rezervația de la Alah Bair. Pinul este cel care predomină versanții. Verdele lui intens ține umbră firului de iarbă care cândva l-a apărat de rău. Printre pini se văd trandafirii, sângerul, păducelul și cornul, apărători neobosiți ai frumuseților din rezervație. Undeva la umbră, printre crengile lor, libelulele și păianjenii își fac de lucru, țesând în continuare povestea de la Alah Bair. Din loc în loc, printre firele de iarbă, se ițesc popândăi, cârtițe și orbeți, plictisiți de adăposturile ce le-au ținut de cald pe timp de iarnă. Este periculos pentru ei să se aventureze prin vegetația de stepă, cu atât mai mult cu cât pericolul poate apărea la orice pas. Diversitatea mare de specii de păsări de la Alah Bair a făcut ca zona să intre pe lista Birdwatch încă de acum câțiva ani. Cu cât înaintezi către vârf, îți dai seama că la Alah Bair pietrele sunt cele care fac legea. Puținele fire de iarbă care încă mai rezistă intemperiilor se simt cu siguranță speciale și au ce povesti mai departe suratelor lor. La 204 metri deasupra lumii, geologia și paleontologia își dau grațioase mâna. Depozitele de calcar de aici aparțin Jurasicului, perioadă în care amestecul de granule de cuarț și fosfați abia începeau să se consolideze. Dovada vie a existenței unei vieți tumultoase pe muntele lui Alah sunt fosilele protozoarelor, echinodermelor și vertebratelor care populau cândva această regiune. Acum au rămas doar amintiri, închise în câte o rocă.
Practic nu s-a schimbat nimic pe Alah Bair. Doar evoluția și diversitatea speciilor de plante și animale fac acum din acest loc unul fără pereche.